binecuvântat să fie numele Domnului. Îi mulțumim Domnului că în această dimineață, prin harul lui și prin ajutorul lui, suntem la părtășie în casa lui. Și de dimineață am ascultat cântări frumoase, am avut posibilitatea să ne rugăm, am avut posibilitatea să medităm la cuvântul Domnului. Toate aceste cântări au contribuit la deselenirea ogorului inimii noastre, ca să avem o inimă mai bună, ca să ascultăm cuvântul Domnului. Au avut și un mesaj foarte frumos în ele. Domnul să ne ajute să luăm aminte la tot ce a fost până aici și în continuare. Aș dori ca să vă rog, când veniți la casa Domnului, să vă amintiți când intrați în casa Domnului despre o întâmplare, despre Domnul nostru Iisus Hristos, care a avut o discuție cu samariteanca, și vă amintiți ce discuție a fost acolo. La un moment dat, Domnul Iisus i-a spus: adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Amin. Puneți-vă pe inimă ori de câte ori veniți la casa Domnului și să vă amintiți acolo în pragul casei Domnului. Când venim la casa Domnului, trebuie să facem, să avem o închinare în Duh și în adevăr. Asta înseamnă că când plecăm înapoi acasă, suntem alți oameni. Nu poți și n-ai cum și nu se poate să vii să te întâlnești cu Domnul și să pleci la fel cum ai venit. Trebuie să pleci cu o hotărâre nouă, trebuie să pleci cu putere nouă, trebuie să pleci mai duhovnicesc, mai aproape, cu mai mult entuziasm pentru lucrarea Domnului. Asta înseamnă o întâlnire cu Domnul în Duh și în adevăr, și Domnul să ne ajute ca ori de câte ori venim în casa Domnului să avem o astfel de închinare, în Duh și în adevăr. E așa de ușor să ne zboare gândul în altă parte. Așa de ușor. Pe la business, pe la vacanțe, pe știu eu, diavolul ar căuta să ne distragă atenția și așa ușor ni se duc gândurile în altă parte. Dar să ne amintim că noi trebuie să fim în casa Domnului într-o închinare în Duh și în adevăr. Am fi cei mai păgubiți oameni să stăm 2 ceasuri sau 3 ceasuri în casa Domnului și să plecăm cum am venit. Să nu plecăm oameni schimbați, să nu plecăm oameni mai aproape de Domnul. Domnul să ne ajute să fim cu mare luare aminte. Pentru că ne înșelăm singuri. Dacă venim la casa Domnului numai să consumăm muzică creștină sau să stăm să ascultăm așa plictisiți, n-am rezolvat nimic. Dimpotrivă, cuvântul Domnului ne va condamna într-o zi, pentru că am stat în fața Domnului și nu s-a întâmplat nimic în inimile noastre. Domnul să ne întărească, Domnul să ne facă să avem o inimă areasă, să strângem cuvântul Lui și în seara aceasta în inimile noastre. Poate v-ați întâlnit în dimineața aceasta. Sunt obișnuit să vorbesc seara, dacă vă amintiți. Poate mai fac această greșeală. Mă rog să mă iertați. Cuvântul Domnului în dimineața aceasta este foarte bogat, este profund și aș dori ca Domnul să ne învețe ceva din acest pasaj. Este din Vechiul Testament, este adevărat. Poate v-ați gândit unde dintre noastră mai bine ar fi să citim cuvintele Domnului Iisus Hristos, ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos la ucenici, ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos la mulțime, pentru că le-a spus chiar El, Fiul lui Dumnezeu. Dar să știți că Domnul Iisus Hristos, pe vremea Lui, Scripturile erau tocmai cărțile lui Moise și proroci. El a făcut referire adeseori la cărțile lui Moise și la proroci. Apostolul Pavel și el a făcut referire. Și cuvântul Domnului este și noul și vechiul și este de aceeași importanță pentru noi, pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin? Ba mai mult. Există o mare asemănare între viața poporului evreu, care a ieșit din robia babiloniană, scos de Dumnezeu, desigur, dus în pustie, deci trecând prin pustie, că pleci pe acolo la drumul și a ajuns în Canaanul pământesc, este o mare asemănare între ei și viața noastră. Și pe noi Dumnezeu ne scoate din robia păcatului, trecem prin lumea aceasta, călătorim prin lumea aceasta, prin pustia aceasta, dacă vreți, pentru că lumea aceasta este guvernată de diavol și este ca și un deșert, ca și o pustie, și ajungem cu ajutorul Domnului, unde? În Canaanul Ceresc. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Spunea robul lui Dumnezeu că dacă Dumnezeu va fi binevoitor cu noi, vom ajunge acolo. Totul să ne ajute. Este o mare asemănare, spuneam. Și n-am spus-o eu și n-am sesizat-o eu prima dată. Duhul Domnului a fost cel ce a sesizat această asemănare și chiar l-a inspirat pe Apostolul Pavel și a scris 1 Corinteni, capitolul 10 și versetul de la 1 până la 13 și aș vrea să vi-l citesc rapid. Fraților, nu vreau să nu știți. Căci părinții noștri, toți au fost un nor, toți au fost un mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise.
toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei, care era Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Dar, spune el, cu toate acestea, cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Cei mai mulți n-au fost plăcuți. Și spune Apostolul Pavel, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să slujească nouă, drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. De ce au fost scrise aceste lucruri aici? De ce s-au întâmplat acele lucruri în Vechiul Testament? Pentru că Domnul știa că noi, copiii Domnului, care vom fi născuți din nou, scos din robia păcatului, vom trece prin lumea aceasta să avem exemple, să învățăm, să nu facem aceleași erori care le-au făcut israeliții ca să ajungă în Canaan pământesc. Să învățăm de la ei, ca să nu li ispitim pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să învățăm. Aceasta este de făcut în dimineața aceasta. Să învățăm să nu facem aceleași lucruri. Am vorbit deja din pasajul acesta. Vreau să mai amintesc doar ultimul verset. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți bilui, amin, slăviți să fie numele Domnului. Am citit și acest verset pentru că avem nevoie de el și avem nevoie de el în fiecare zi. Versetul acesta, frați și surori, ar trebui să-l știm pe de rost. Ar trebui să avem în mintea noastră mereu și mereu că Dumnezeu nu va îngădui, mă iau cu mine exemplu, nu va îngădui niciodată ca Pavel Ardelean să fie ispitit peste puterile lui. Dumnezeu știe cât pot el și el dimensionează fiecare ispită. El nu va îngădui ca să cad eu în păcat. El nu va mai ispiti mai mult decât pot eu ca să trec. Și Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Da, Dumnezeu va îngădui mereu și mereu ispite și teste în viața noastră. Pe israeliți a testat și pe noi ne va testa. Nimeni nu va intra în împărăția Dumnezeu, în Canaanul Ceresc, fără să fie testat. Dumnezeu ne testează din când în când sau mereu, ne testează credința și ne testează credincioșia. Fratele Iosif vorbea cu ceva timp în urmă despre diferența aceasta între credință și credincioșie. Și aducea în fața noastră un pasaj din Vechiul Testament. Este vorba din cartea Daniel despre cei trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Vă amintiți că acești trei tineri, care de altfel erau credincioși, erau oameni deosebiți, oameni care aveau pe inimă legea lui Dumnezeu, au fost testați și ei. Și Daniel a fost testat. Și toți mari oameni lui Dumnezeu și toți copiii lui Dumnezeu au fost testați. Pentru că Dumnezeu nu duce în cer oameni care nu l-a fost testată credința și credincioșia. Și Domnul ne testează și pe noi, dar Domnul să ne ajute să trecem biruitor atunci când suntem testați. Și acești tineri au fost testați, dacă vă amintiți, în Valea Dura s-a ridicat acolo un chip și a fost și fanfar, a fost cânte și a spus să închine toată lumea. Acești tineri nu s-au închinat. Și apoi i-a chemat la el și a spus, în avins voi nu vă închinați, cuptorul să fie încălzit de 7 ori mai tare. De 7 ori mai tare. Li s-a propus din nou, când va cânta fanfara, când veți auzi cântecul, melodiile respective, să vă închinați Dumnezeilor împăratului și chipului ridicat. Și i-au spus, noi nu avem nevoie să-ți răspundem împăratul. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem. Pentru că noi nu ne vom închina chipului și nici Dumnezeilor tăi. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru pe care îl slujim, Dumnezeul lui Israel, ne va scăpa. Ne va scăpa. Poate să ne scape, spuneau ei, și ne va scăpa. Ce era aceasta? Vocea credinței. În fața unui cuptor de 7 ori l-a prins. 3 oameni care erau neprihăniți, mai neprihăniți ca toată mulțimea care era acolo, erau testați. Și Dumnezeu vrea să testeze credința lor. Și spune noi, nu ne vom închina, pentru că Dumnezeu ne poate scăpa. Este un Dumnezeu care face ce vrea în univers. Soarta noastră e în mâna Lui. Și nu numai că poate să ne scape, ne va scăpa, spuneau ei. Și apoi au dat curs și ceilalți, vocea credincioșă și i-a spus, chiar dacă nu ne va scăpa, chiar dacă El va hotărâ altceva, noi tot nu ne vom închina. Noi tot credincioși Dumnezeului nostru vom rămâne. Slăviți să fie numele Domnului. Ei, frați și surori, ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, în Canaanul Ceresc, Dumnezeu ne va testa credința. Ne va testa credincioșia noastră mereu și mereu. Este oare
posibil să ajungem în Împărăția Lui, ce trebuie să facem, cum trebuie să umblăm în lumea aceasta ca să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu avem timp ca să discutăm despre Împărăția Lui Dumnezeu, care nu este nici mâncare, nici băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Apostolul Pavel a avut ceva, a văzut ce este acolo și a spus că la mintea omului nu s-a suit și nu se poate exprima în cuvinte ce este acolo. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, mă duc ca să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Pentru cât? Pentru veșnicie, slăviți să fie numele Domnului. Acolo nu vor mai fi lacrimi, acolo nu va mai fi necaz, acolo nu vor mai fi bori, acolo nu va mai fi ură, acolo va fi Dumnezeu care va împărăți și Domnul Iisus Hristos, va fi o pace și o bucurie. Acolo nu mai există limită de timp, nu mai este moarte, nu mai este... Este doar bucurie în Duhul Sfânt și prezența Domnului. Slăviți să fie numele Domnului. Ar fi bine, pentru că toți am pornit pe acea țară, să ne documentăm mai mult și să căutăm, să stăpăm mai mult în cuvântul Domnului, să vedem unde vrem să ajungem de fapt. Este prea simplu să spunem, știm că toți ne-am hotărât și toți vrem să ajungem în prezența lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu. E adevărat. Dar ar fi bine să știm mai multe despre Împărăția lui Dumnezeu. Să căutăm să înțelegem mai mult, pentru că nu vom petrece o vacanță acolo. O veșnicie întreagă și Domnul să ne ajute. Și dacă va fi binevoitor și dacă vom trăi cu Domnul în fiecare zi, vom ajunge cu ajutorul Domnului în Împărăția Lui. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar ca să ajungem în Împărăția Lui, Domnul Iisus Hristos, prin Ioan, spune în 1 Ioan, capitolul 2 cu 6, spune așa, și ar vrea să-l citesc, cei care rămân în El, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Amin? Am cântat noi mai înainte, dar era sub formă de întrebare. Trăim în vorbe și în fapte ca și El? Era o întrebare. Domnul să ne ajute să trăim. Amin? Deci, cuvântul Domnului spune că cine rămâne în El, cine rămâne în Hristos, trebuie să trăiască cum a trăit El. Și noi toți declarăm, acum vorbesc cu noi oameni născuți din nou, celor care au ieșit din robia păcatului și au pornit prin pustia acestei lumi spre Canaanul Ceresc. Deci tot ce urmează ne adresăm unor oameni născuți din nou, evident, prin pocăință și naștere din nou, și care au pornit spre această țară, spre Canaanul Ceresc. Este posibil să trăim o astfel de viață? Să trăim cum a trăit Iisus? Cine poate să îndrăznească, să gândească că poate să trăiască o viață cum a trăit Domnul Iisus pe pământul acesta? Domnul Iisus Hristos i-a spus și fariseilor și preoților că nu am păcat. Și totuși voi nu primiți cuvântul meu. A declarat în fața oamenilor că nu are păcat. E cineva capabil să trăiască cum a trăit Domnul Iisus? Și totuși ne cere lucrul acesta Dumnezeu. Dacă ne-l cere, înseamnă că este posibil. Pentru că Dumnezeu nu ne cere lucruri imposibile. Cu siguranță, Domnul Dumnezeu vrea să trăim exact cum a trăit Domnul Iisus pe pământul acesta. Să avem aceeași atitudine pe care a avut-o El. Să trăim așa cum a trăit El. Aceasta este dorința Lui. Să trăim cum a trăit El. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Sigur, niciunul din noi nu se va ridica niciodată la standardul la care a trăit Domnul Iisus Hristos. El a trăit fără păcat. Despre noi se spune că noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi, Psalmistul David spunea, în păcat m-a născut mama mea. Adică originea noastră este păcătoasă. Ne-am născut cu păcatul adamic. Orice am face, suntem păcătoși deja de la naștere, pentru că venim dintr-o lume păcătoasă. Și de aceea este nevoie de naștere din nou, de aceea este nevoie să fim scoși din robia aceasta a păcatului și să fim strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui, slăvit să fie numele Domnului. Sigur că nu la asta se referă cuvântul Domnului când spune că toți trebuie să trăim cum a trăit Iisus Hristos. Nu la aceasta se referă, nu la faptul că noi vom fi oameni fără păcat, că noi nu vom păcătui niciodată. La felul de trăire se referă. La atitudinea noastră, la felul nostru de raportare la fiecare situație. Aceasta este ceea ce ne cere Domnul în viața noastră. Aș vrea acum să priviți puțin la israeliți. Moise a poruncit israeliților, i-a adunat și
Probabil că istoria lor o știți foarte bine cei mai mulți. Dumnezeu i-a scos din Egipt. A văzut strigătele lor, a văzut durerea lor și le face o promisiune îngerească și îi spune lui Moise, am văzut durerile lor, am văzut apăsarea poporului Egipt. Am să-i scot de acolo cu mână dare și am să-i duc într-o țară unde curge lapte și miere. Adică într-o țară foarte bogată, într-o țară extraordinară, pământească, vorbim. Era promisiunea lui Dumnezeu. Și Moise a transmis poporului exact ce a primit de la Domnul. Și poporul a fost de acolo, a ieșit din robie, a trecut prin Marea Roșie, a avut stâlpul de nou mereu, a văzut minuni. Credința lor s-a ancorat pe niște fapte reale. Nu era o credință care doar se fie auzit de undeva. Aveau experiențe, poporul evreu avea experiențe reale cu Dumnezeu. Trecerea prin Marea Roșie a fost o experiență extraordinară. Când Dumnezeu a dat apă din stâncă, a fost o experiență extraordinară. Când Dumnezeu le-a dat carne sau le-a dat mană, experiențe extraordinare, supranaturale. Toate acestea nu făceau altceva ca să fie o ancoră pentru credința lor. Și cu toate acestea, în călătoria lor, ei au cârtit. Și au fost cei care n-au fost credincioși lui Dumnezeu în această călătorie. Când ajung la hotarele țării, la hotarele Canaanului, Moise spune lui poporului, vreau să trimitem niște spioni, niște iscoade în țara Canaan. Să mergeți acolo. Și să alese ei acolo, a spus Moise, alegeți câte un om de la fiecare seminție. De la fiecare seminție, alegeți un om, trimite și timp de 40 de zile să meargă să colinde țara aceasta și să o spioneze. Să vedem, este țara aceasta bună, este așa cum a descris-o Dumnezeu, să vedem cetățile sunt întărite, cum sunt oamenii acolo, cum trăiesc oamenii acolo. Spuneți, aduceți cele mai multe informații și cele mai importante informații ca să știm cum ne raportăm la ei când vom intra să cucerim această țară. Și au plecat acești spioni, aceștia iscoade. Printre ei erau doi oameni deosebiți, Iosua și Caleb. Și au plecat, au iscodit, au găsit țara așa cum le promisese Dumnezeu. O țară frumoasă, o țară minunată. O țară unde, spune cuvântul Domnului, că două persoane au adus un ciochine de strugure, l-au adus ca un monstru, ca un eșampion, ca un semplu să vadă că, într-adevăr, țara este bună și frumoasă. Și au adus-o, au venit, au colindat cele 40 de zile toată țara și s-au întors înapoi. Și acum trebuia să raporteze ceea ce au văzut în țara respectivă. Și în capitolul 13, care nu l-am citit tot, s-a citit doar o parte, cuvântul Domnului ne spune că oamenii aceștia, acești spioni, 10 dintre ei, au început și au negrit înaintea norodului țara aceasta. Au spus, într-adevăr, țara este bună, este frumoasă, este mănoasă, struguri, fructe, tot ce vrei. Este extraordinar. Dar n-ați văzut cetățile de acolo. Cetățile de acolo sunt foarte întărite. Oamenii de acolo sunt oameni de statură înaltă. Ba mai mult. Nu numai că sunt înalți. Dar am văzut și pe urmașii uriașilor, fiul lui Anac. Oameni de statură foarte, oameni de, foarte înaltă, niște războinici. Noi, pe lângă ei, spuneau ei, suntem niște lăcuste. Ăștia ne mănâncă. Noi nu avem cum să-i batem pe oamenii aceștia. Oare le-a spus Dumnezeu vreodată că ei trebuie să-i bată? Oare nu trebuiau să-i meargă ei în numele lui Dumnezeu să cucerească această țară? Oare nu Dumnezeu le promisese această țară? Dar oamenii aceștia n-au văzut decât niște uriași foarte mari și niște cetăți foarte mari și au zis, e imposibil. E imposibil să nu mergem spre țara aceasta pentru că oamenii aceștia sunt de statură așa de înaltă, sunt niște uriași. N-avem cum să cucerim această țară. Aveau de o parte promisiunea lui Dumnezeu că îi va duce, că îi va scoate din robia Egiptului. S-a întâmplat? Sigur că s-a întâmplat. Au uitat izraeliții că Dumnezeu le-a promis că îi scoate din robia Egiptului. El i-a trecut prin Marea Roșie. El i-a necat pe egipteni din Marea Roșie. El le-a dat apă. El i-a călăuzit în pustie. Și au uitat. Au uitat minunile că era făgăduința lui Dumnezeu. Și au stat și s-au uitat la lucrurile acestea. Au văzut acești uriași și au spus, noi nu putem să intrăm în țara aceasta. În dimineața aceasta, pentru că călătoria noastră se aseamănă enorm de mult cu călătoria lor și pentru că Apostolul Pavel ne avertizează să nu cârtim, să nu-L ispitim și noi pe Dumnezeu, să nu păcătuim și noi împotriva Dumnezeu la fel,
aș dori ca să ne uităm la câțiva uriași din viața noastră. Uriașii din viața mea s-ar putea să fie diferiți din viața dumneavoastră. Fiecare trebuie să-și caute și să identifice care sunt uriașii din viața lui. Că s-ar putea să nu-i avem toți la fel. Eu, de exemplu, niciodată nu m-am prins vraja alcoolului. Nu știu cum e, nici țigară, nici nu mă interesează și nici nu am probleme, nici nu sunt tentat la lucrul acesta. Pentru mine asta, deocamdată, prin ajutorul Domnului, nu este un uriaș, nu este un lucru pe care să nu pot să trec ușor. Domnul m-a binecuvântat în sensul acesta, pentru că m-am născut într-o familie de credincioși, slăvit să fie numele Domnului. Dar s-ar putea pentru unul care vine din lume, sau pentru copiii fraților care au folosit alcool în viața lor, sau au folosit țigări sau droguri în viața lor, lucrul acesta să fie uriaș. Și să nu poată să scape. Să nu poată să scape, să spună că lucrul acesta este prea mare pentru ei. Că ispitele acestea sunt prea mari pentru ei și nu pot să le învingă niciodată. Să nu mai vadă promisiunea lui Dumnezeu de a ajunge în țara promisă și să vadă doar acești uriași enorm în fața lor să spună nu pot să merg mai departe pe calea credinței. Aș dori ca să vă prezint în fața dumneavoastră mai mulți uriași. Ei sunt mulți. Pot fi enorm de mulți. Domnul să ne ajute să trecem biruitor la fiecare. Un uriaș poate să fie ispitele sexuale. Un alt uriaș poate să fie minciuna. Un alt uriaș poate să fie banii, avuțiile pentru noi. Un alt uriaș poate să fie înduibarea, confortul. Și apoi lista poate continua. Jocuri de noroc, alcool, droguri, bârfă, invidie, dorință de afirmare sau udorășenia vieții, cum o numește Biblia în 1 Ioan. Și lista poate continua. Poate să fie și alți uriași, neascultarea de părinți, de exemplu. Să fie un lucru care spune, eu nu pot să trec peste asta. Mereu și mereu sunt irascibil. Mereu și mereu răspund într-un fel de potrivit. Să ți se pare că este un uriaș și nu poți să treci de aceasta. Cu toate acestea, cuvântul Domnului ne spune că noi trebuie să trăim pe pământul acesta cum a trăit Iisus. Amin? Vi-l puteți închipui pe Domnul Iisus Hristos dând faliment la unul din lucrurile acestea? Răspunzând urât la părinți? Sau folosind alcool și îmbătându-se? Sau, știu eu, căzând la ispitele sexuale? Vă puteți închipui așa ceva pe Fiul lui Dumnezeu? Nu. Domnul Iisus Hristos spune Biblia că a fost ispitit exact ca și noi. Haideți să citim ca să... Evrei, capitolul 4. Pentru că este un cuvânt foarte puternic, care mereu și mereu va trebui să-l avem în inimile noastre. Ca să ne amintim atunci când suntem la vreme de nevoi, când suntem la strâmbtorare, când suntem în probleme, să ne amintim cuvântul Domnului. Pentru că cuvântul Domnului, dacă avem în inimile noastre, ne va întări. Citesc 4, deci Evrei, capitolul 4, de la 14 în continuare. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, slăvit să fie numele Domnului. Deci Domnul a fost ispitit ca și mine? Exact ca și mine? A avut și Domnul ispite sexuale? A avut și Domnul problema ispitei banilor? A avut și Domnul problema ispitelor să răspundă diferit la părinți, nu așa cum atât, și să aibă neascultare. Dar le-a avut pe toate. Diavolul le-a încercat pe toate, a căutat pe toate căile să-l ispitească și dacă poate să-l facă să păcătuiască. Dar n-a reușit. Pentru că Domnul a fost fără păcat, slăvit să fie numele Domnului. Tu ai resurse mai mari. Domnul stă la îndemâna ta și Duhul Sfânt stă la îndemâna ta, slăvit să fie numele Domnului. Israeliții n-au avut aceste resurse. Izraeliții nu l-au avut pe Domnul Iisus Hristos așa cum îl avem noi ca Mântuitor personal. Nu l-au avut nici ca mare preot care să aibă milă de slăbiciunile lor. El are milă de slăbiciunile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Spune el așa, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har, pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Atunci când ai nevoie de El, atunci când ispita este mare și crezi că nu o poți să biruiești, atunci apelează la Domnul Iisus Hristos. El nu te ignoră.
El nu zice, de ce faci lucrul acesta, de ce ai ajuns în starea asta. El este acolo ca să mă ajute și te ajute, slăvit să fie numele Domnului. El este cel care găsim la El îndurare și găsim har pentru ca, pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Atunci când avem nevoie de El, atunci când uriașul din fața noastră este enorm, El este acolo ca să ne ajute, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, avem cuvântul Domnului. Avem acest verset că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și este mare preot și are milă de noi în slăbiciunile noastre. Îi pasă de noi. Nu vrea să mergem în iad, nu vrea să mergem în pedeapsă veșnică. El are milă de noi atunci când noi suntem în probleme. Atunci când noi suntem gata să cădem la un examen, la o ispită, atunci când noi suntem testați, El are milă de noi slăbiciunile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Dar trebuie să avem cuvântul Lui în inimile noastre. Trebuie să privim la El, așa cum se spunea și joi seara. Să dăm la o parte orice piedică. Orice piedică să dăm la o parte. Că avem un nor așa mare de martori în fața noastră. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să privim la El, la căpetenia și ținta de săvârșirii noastre. Pentru că păcatul, tot fratele Iosif ne explică odată, te înfășoară. Și lesne, ieftin. Odată un fir și încă un fir. Prima dată e fleac cu un fir. Odată l-ai rupt. Dar mai pune un fir de arul și mai pune unul și mai pune unul și mai rând. Și când a pus 1000, încearcă să mai scapi, să vezi dacă mai poți. Pentru că 1000 de fire, cum te-a înfășurat diavolul, nu-i mai primul și nu-s două și nu-s trei. Acolo s-a adunat mult. Domnul să ne păzească, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de veste. Și unde trebuie să apelăm? La puterile noastre? Nu. La Domnul Iisus Hristos. El este acolo, El mijlocește pentru noi, El este în vreme de nevoi, El este lângă noi, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Țineți minte acest verset. Țineți minte celălalt din 1 Corinteni 10, capitolul 13, că toate ispitele nu sunt mai mari decât noi le putem trece, decât noi le putem învinge. Ele sunt dimensionate. Dar să apelăm la mila și la harul Domnului și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Dacă timpul ne va ajunge, aș vrea să stăm doar la patru uriași care cred eu că noi românii avem de-a face cu ele. Sau noi, cei de la Moria. S-ar putea să fie mai mulți și dumneavoastră rugați-vă Domnul pentru fiecare care stă în fața noastră. Aș vrea să aduc în fața noastră ispitele sexuale. Că sunteți bătrâni, că sunteți tineri, toți trecem și toți suntem testați la ispite sexuale. Și siguranță că și Domnul Iisus Hristos în vremea Lui a fost testat la lucrul acesta. Dacă vă amintiți, la un moment dat, vine la Domnul Iisus Hristos o femeie păcătoasă. Este adusă de farisei și de cărtura în templu și ei spun așa, Doamne, pe femeia aceasta am prins-o tocmai când păcătuia. Și uite, am adus-o aici la Tine, legea ne spune să o omorâm cu pietre. Tu ce zici? Cu siguranță că pe bărbat nu l-au adus, că nu scrie că l-au adus, numai pe femeie au adus-o acolo. Și mi-a spus, nouă legea ne spune că s-o omorâm cu pietre. Tu ce zici? Și Domnul scria acolo pe pământ și la un moment dat s-a ridicat în sus și le-a spus cel din tâi, dintre voi, care nu are păcat, el să fie cel din tâi care să dea cu piatra în femeia aceasta. Și apoi spune cuvântul Domnului că rând pe rând au fost monstrații în cucitul lor și au plecat. Și nu mi-a rămas tine. A rămas el și o prostituată în fața lui. El și o femeie păcătoasă. Și Domnul i-a zis, nimeni nu te mai învinește? Și a zis, nimeni, Doamne. Și el a spus așa. Nici eu nu te osândesc. Dar du-te, du-te și ce să faci? Să nu mai păcătuiești. Pentru că El a condamnat păcatul. Iisus Hristos a condamnat păcatul. Dacă vei avea această atitudine, pentru că așa spune Biblia, să trăiești cum a trăit Iisus, în privința aceasta, în privința poftelor sexuale, să trăiești cum a trăit Iisus, cum a trăit El, El a condamnat păcatul. A condamnat toate acestea. Când vei condamna, nu le vei iubi. Când le condamn, te vei debarasa de ele. Nu vei readuce în viața ta. N-ai să te uiți pe reviste, n-ai să te uiți pe site-uri, n-ai să te uiți la filme, pentru că le condamn. Lucruri care le condamn, tu nu le ai în viața ta, pentru că le condamn și știi că Domnul Iisus Hristos le condamnă și Biblia le condamnă și sunt lucruri condamnabile. Tu vei face lucrurile Domnului. Acestea le vei condamna. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În vechime, dacă un om era prins într-un păcat de curvie, era pedepsit cu moartea.
când la Domnul Iisus Hristos au venit cu lucrurile acestea, Domnul Iisus Hristos i-a spus, s-a spus în vechime dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, dar eu vă spun altceva. Sau dacă cineva a curvit, să fie pedepsit cu moartea. El spune așa, dacă un om, sau dacă o femeie, indiferent, doar în mintea lui privește și gândește lucrul acesta, a și comis deja păcatul. Vedeți cât de sus a ridicat standardul Domnului Iisus Hristos? A condamnat până și gândul. Nu numai privirea, până și gândul. Dacă la nivelul gândului ai comis o astfel de faptă, Domnul spune că ai păcătuit deja. Ca să trăiești ca și Iisus, trebuie să faci ce a făcut Iisus. Să condamn lucrurile acestea. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt lucru, un alt uriaș, poate pentru noi, mai ales pentru români, este minciuna. De a nu spune adevărul. Noi românii am fost, nu știu, învățați să ocolim adevărul. Să spunem ori o vorbă cu Domnul înțelesul, dacă nu chiar o minciună, dar să ne scape. Ca să prindem un job, să facem, să prindem o funcție, să... Am fost obișnuiți să mai folosim minciună. Poate pentru unul dintre noi ni se pare uriaș. Pentru unii noi este așa de zona așa de gri, că nici nu mai știu când e minciună, când e adevăr. Le spun așa de relaxat că nu mai știu exact unde e adevărul și unde e minciuna. Este un uriaș pentru cei mai mulți. Domnul să ne ajute să trecem de lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a spus la un moment dat ucenicilor și mulțime, eu sunt calea, adevărul și viața. Să nu vă imaginați că Domnul Iisus Hristos a spus vorbe cu Domnul înțelesul. Sau că i-a lăsat pe oameni așa să gândească ceva dubios. Nu. El a spus totdeauna adevărul. Și chiar a spus cuvintele voastre să fie da, da, sau nu, nu. A mai spus? Diavolul este tatăl mincinoșilor. El când spune o minciună, spune din țara lui. El totdeauna minte. El nu spune niciodată adevărul. Și pe creștinii minte adeseori. Adeseori minte. Să nu crezi că Dumnezeu îi pasă de tine, să nu crezi că Dumnezeu e timp de tine, să nu crezi că Dumnezeu te va ajuta acum că... Hai să... Diavolul este un mincinos. Este tatăl minciunilor. Noi, ca și copii ai Domnului, să mergem, dacă avem această problemă, din nou la Domnul Iisus Hristos. El este acolo ca să ne ajute, slăvit să fie numele Domnului. Un alt uriaș poate să fie banii, poate să fie avuții, dorința de a strânge. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit și el cu banii, probabil. Și el a avut aceeași problemă, așa spune Biblia, că a fost ispitit în tocmai ca și noi. Că dacă avea mai mulți bani, probabil că ar fi mai bine. Dacă avea mai mulți bani, te-ai descurca mai bine. Dar Domnul Iisus Hristos, când a venit la el, cineva să-l urmeze, a spus, fiul omului nu are unde să-și plece capul. Nu avea bani. Nu-l interesa banii. Nu-l interesa. Banii nici nu-i ținea el, îi ținea Iuda. Și mai mult, știa că Iuda fură de acolo. Știa că Iuda mai pune pentru el și în folosul lui. Și Domnul știa. Și l-a lăsat acolo. L-a strâns pe Iuda și i-a dat timp de pocăință. Dar nu s-a pocăit Iuda niciodată. Dar Domnul știa toate aceste lucruri. Pe Domnul nu l-a interesat să strângă bani. N-a iubit banii. Nu că nu avem nevoie de ei. Avem nevoie. Dar să ți se lipească inima de bani, de avuții. Să ți se lipească inima. Spune Domnul că unde-i comora ta, acolo va fi și inima ta. Dacă ți-ai pus încredere în bani, dacă și mai mult, Domnul Iisus spunea la un moment dat în pildă asemănătorului, înșelăciunea bogăților. Este o înșelăciune. Pentru cine vrea să se îmbogățească, pentru cine iubește banii, se înșală amarnic. Domnul să ne ajute să scăpăm și de acest uriaș. Dacă îl avem cumva în fața noastră și dacă ne-a cuprins și nu mai vedem numai lucru și muncă și bani și să adunăm și să adunăm, și acest uriaș poate fi doborât. Domnul promite că dacă mergem la El, El ne ajută în vremea de nevoie. Să apelăm la El și la mila Lui, slăvit să fie numele Domnului. Și apoi un alt uriaș pe care aș vrea să-l aduc în fața noastră este înduibarea. Înduibarea. Domnul Iisus Hristos le-a spus odată și ucenicilor și celor ce l-ascultau, aveți grijă la voi să nu vă îmbuibați cu mâncare și cu băutură și cu îngrijorările vieții acestea, cu confortul. Să avem mai mult, să avem mai mare, să avem mașinile cele mai frumoase, casele cele mai frumoase, hainele cele mai frumoase și tot așa și nu se mai termină. Și nici nu le folosim. Că nu le poți folosi pe toate odată, nu? Tot așa, Domnul Iisus Hristos spunea că fiul omului nu are unde să-și plece capul. Ăsta era confortul lui. Ăsta era confortul lui. Nu are unde să-și plece capul. Și petrecea noaptea în rugăciuni, în munți,
dacă apuca să doarmă undeva dormea, dacă nu, dacă era flământ și cineva îi dădea de mâncare sau a mâncat. Câteodată când a fost cu samariteanca, a lăsat mâncarea la o parte și a spus, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu și să vestească Evanghelia. Ăsta a fost confortul Domnului Iisus Hristos. Și pe noi, românii emigranți, veniți în Canada și în America sau în Occident, ne urmărește pas cu pas în buibarea, să știți. Mâncăm mai mult, ne place să mâncăm, asta e adevărul. Uitați-vă la noi, cum arătăm. Mâncăm mult, mult mai mult decât ne trebuie. Ne place să mâncăm, să ne avem nu mese de dragoste, dragoste de mese. Așa mult ne place mâncarea. Și avem în buibare și confort mult mai mult. Și toate acestea, foarte ușor, ne pot devia de la Împărăția Lui Dumnezeu. În loc să ne concentrăm pe Împărăția Lui Dumnezeu, în loc să fim trup și suflet și cu toată energia noastră să lucrăm pentru Împărăția Lui Dumnezeu, să fim destoinici pentru Împărăția Lui Dumnezeu, să facem ceva pentru Împărăția Lui Dumnezeu, ne vom pierde vremea și, pentru că astea cer timp, să ai confort ce de timp, să ai mâncărul și totdeauna tot fiesta și fiesta și asta cere timp. Nu? Și cere energie. Frați și surori, toate acestea sunt lucruri care pierd. Vom ajunge, dacă va vrea Dumnezeu, așa cum spunea Iosua și Caleb, prin îndurarea Lui, prin bunătatea Lui, vom ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu. Și când vom vedea că ne-am ocupat cu lucruri de nimic, cu lucruri care n-au folosit, cu lucruri care n-aveau parcă nicio importanță, decât foarte puțin aici pe pământul acesta. Și am neglijat lucrările Împărăției. Ne va părea rău. Haideți, frați și surori, să ne trezim acum. Să lucrăm mai mult pentru Domnul și pentru Împărăția Lui. Și Domnul să ne ajute să plece, să dovorim toți uriașii cei mari. Că sunt pofte sexuale, că sunt bani, că sunt avuțiile, că e îmbuibare, că e bârfă, orice. Domnul să-i dărâme din fața noastră și să intrăm biruitori în Canaanul Ceresc. Amin. Amin. A fost așezată în fața noastră în dimineața aceasta, dragii mei, o experiență din viața poporului Lui Dumnezeu, o experiență tristă, o experiență care a determinat o pribegie de aproximativ 40 de ani din pustie, o perioadă în care cei mai mulți, sau toți cei care s-au îndoit de ajutorul Lui Dumnezeu, au pierit în pustie și nu au fost plăcuți Lui Dumnezeu. Aș vrea să privim în dimineața aceasta la viața noastră. Dacă am putea identifica în viața noastră existența anumitor uriași, de felul celor despre care ni s-a vorbit, în rugăciunea cu care vom încheia părtășirea în această dimineață, aș vrea să stăm înaintea Domnului, să-i cerem iertare și să-i cerem ajutor în lupta aceasta pentru ca să-i biruim. Se spune aici și cred că este adevărat că Dumnezeu ne dă puterea biruinței. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să vă invit să ne rugăm înaintea Domnului cu toții ca El să ne vină în ajutor, indiferent ce fel de uriaș avem de înfruntat și cum s-a spus, ei pot să fie diferiți de la persoană la persoană. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu poate să ne dea biruință și noi trebuie să-i cerem ajutorul în lupta aceasta. Pentru că, în caz contrar, nu vom intra în Canaan. Ne rugăm împreună și încredințăm viața noastră în mâna bună a Domnului.